De Ziua Internațională a Cafelei, Julius Meinl sărbătorește savoarea, aroma și calitatea produselor sale într-un mod original. Acest an dedicăm Ziua Internațională a Cafelei angajamentului nostru de a face cafeaua mai sustenabilă pentru noi și generațiile viitoare. Am ales să celebrăm această zi mai întâi pe intern, împreună cu toate persoanele datorită cărora cafeaua Julius Meinl, savurată de către consumatorii noștri, este una de calitate superioară. Am lansat microlotul Peru. Deci nu lăsăm cafea fără apă, cum și-am spus. Peru este o cafea de specialitate care a fost cultivată la altitudine de 2200 de metri. Astfel, cafea are o aciditate plăcută, o dulceață vibrantă în gust, o aromă de ananas caramelizat și în post-gust rămâne note de ciocolată și de nuci caju. Julius Meinl consideră că își poate sprijini partenerii cu inițiative simple, dar semnificative. Am planificat un moment simbolic, analogic inițiativei lansate de către Julius Meinl, care va planta arbori în numele partenerilor care servesc cafeaua Julius Meinl provenită din surse sustenabile. Faptele mici au potențialul de a face o diferență incredibilă. Misiunea companiei noastre este nu doar de a oferi un produs de calitate, dar și a crea momente memorabile la cafea. Astăzi, de Ziua Internațională a Cafelei, am decis să creăm un moment memorabil pentru mai mult timp și să influențăm direct sustenabilitatea și situația verde a planetei noastre. De Ziua Internațională a Cafelei, marca Julius Meinl lansează o promoție exclusivă. Oaspeții care servesc o ceașcă de cafea Julius Meinl într-o locație parteneră primesc un voucher pentru o cafea din partea casei. Aceasta va putea fi revendicată pe tot parcursul lunii octombrie. În acest an, Julius Meinl, ambasadorul culturii cafenelei vieneze, își celebrează aniversarea de 160 de ani.